Ziua și directorul, așa poate fi caracterizată situația de la DEA de Regorj. În timp ce mii de agricultori se grăbeau să depună cereri pentru a primi ajutorul de minimis, angajații trăgeau sforile pentru a pune mâna pe funcția supremă în instituție. Deși Ion Popescu vorbea ieri despre aglomerația din unitate, superiorii de la București redactau numirea lui Dan Tănăsescu. Popescu a contestat deja plimbarea sa prin județele țării. Am revenit pe post deoarece m-am prezentat la Galați conform ordinul acela de detașare. Mai mult de acolo, mi s-a făcut o altă detașare pentru Piatra Neamț. Ori directorul de la Piatra Neamț este în concediu medical, deci postul nu este vacant. Mi s-a spus ca să vin înapoi la Gorj. Începând de ieri însă, de la orele prânzului, noul șef este Dan Tănăsescu. El spune că are o vechime în instituție de 17 ani și a lucrat la Direcția Fitosanitară. Funcția este cu exercitare cu caracter temporar, deoarece pe acest post trebuia să se prezinte domnul Bumbu Octavian Liviu. Acesta este în concediu medical, deci nu s-a prezentat la post. Vă doriți să mergeți la concurs? Bineînțeles. Harababura de la DADR a făcut pe angajați să nu mai știe cine este director și mai ales cine este abilitat să semneze documente oficiale în numele instituției. Nici măcar Tănăsescu nu știe cum a parafat Popescu actele în ultimele zile și în ce calitate. Dânsul s-a întors la unitate aici, am înțeles că vreo 3 zile de joi sau de vineri a semnat actele, s-a lucrat și sâmbătă și duminică. Și în ce calitate a semnat actele? Nu știu să vă dau detalii. Știți că ieri dumneavoastră era la birou. Am înțeles, nu știu ce să... Dacă dânsul a semnat ieri... Ion Popescu nu a vrut să comenteze situația în care se află și așteaptă un răspuns oficial la contestația deja formulată.